pe metri pentru cei cu cernici. În acest weekend am primit mesaje, stimați contribuabili, de la prietenii noștri, printre ei Meme Stoica și era să zic Călim Mateș, nu, colegii noștri vor intra mai târziu cu noi în direct, și Ștefan Bănică, juniorul. După ce ne-a vorbit la aeroport despre acțiuni caritabile, supărat pe jurnaliștii chemați tot de el să-l vază, a scris așa pe pagina lui de Facebook: dragi prieteni, ești tu, mă, prieten cu mine, mi-ați demonstrat de-a lungul timpului că știți să faceți diferența între viața profesională și cea particulară. De aceea, de-abia aștept să ne revedem în sălile de spectacol. Consider că scena e locul în care eu mă pot exprima cel mai bine. Voi reveni în curând cu informații proaspete despre următoarele mele evenimente artistice. Evenimente, măi, nu orice. Să aveți o zi frumoasă. Bineînțeles că iar o să plouă cu concerte Bănică Junior, că vin prostiile alea, Valentine's Day și alte murături, plus 1 martie și 8 martie, mai păcălește. Nu știu dacă datele astea îi spun ceva și lui Hrușcă. Nu, lui Hrușcă nu. N-are colinde cu 8 martie. Sigur. Însă... El n-a progresat. Deloc. Exact. N-a progresat. Dar să știi că e mai șmecher decât Bănică. Bănică se tot chinuie să compună sau să-i compună, nu știu cine îi compune, pe când ăsta a scos un album, două parcă, ori trei, acum două decenii și gata. N-a mai muncit la studio, pe alea le vinde, și câți bani face în fiecare an. Ei, numai în România pune de jumătate de milion, mă rog, din care plătește taxe, mai plătește probabil artiști, nu știu cu cine concertează Hrușcă, are acompaniament sau nu. Dom'le, cu 200-300 de mii tot rămâne. Atenție, mai concertează și pentru românii de afară în perioada aia. Se duce în Italia, se duce în Spania, pe canadieni și pe americani îi vrăjește și în timpul anului acolo, le cântă colinde, dacă altceva nu știe omul. Acum, colindele sunt frumoase, eu sunt de acord, dar aș vrea să-i aud și pe alții cântându-le. Dacă vă duceți la țară prin Ardeal, de pildă, sunt tot felul de sărbători și sărbători locale, să auziți oamenii cântând colinde acolo, nu statiști consacrați, nici vorbă. Ce frumos cântă! Sau Hrușcă, măcar, vorba ta, să mai fie evoluat, să mai încerce și altceva. Dar e mai deștept decât Bănică, muncește mai puțin și s-ar putea să câștige ceva mai bine. Din păcate, se dovedește pe pagina de Facebook a lui Ștefan Bănică Junior că oamenii, de fapt, prietenii lui, nu știu să facă diferența între viața profesională și particulară. Păi uite ce comentarii are. Bravo, ești un artist complet, zice unul. Altul: ce, bă, vă cam uitați în lumea, iar v-ați făcut publicitate. Și sunt numai mesaje de tipul ăsta. Deci iată că oamenii, din păcate, nu fac diferența. Unde e spectacolul? Treaba altul. Care spectacol? Poate ai vrut să scrii concerte, că la spectacole nu prea te... Nu e un actor bun, stați liniștiți, Bănică. Datorită prieteniei cu Mălăele, mai joacă pe la Comedie în câte un spectacol, două. Ai l-a băgat Mălele pe gât lui George Micăiță, directorul teatrului, dar atât. E subțire, rău de tot. Al doilea mesaj a venit de la Mihai Stoica în stilul caracteristic. După ce Martinovici l-a luat peste picior, l-a făcut acadea, a publicat în ce limbă? În engleză. A dat cu Google Translate ăla până n-a mai putut și a scris așa: if I am a lollipop, I wonder what they want, to suck me or lick me. Foarte elegant. Nu-l traducem în română, că se supără ce ne au pe noi. Din păcate nu se poate supăra pe Meme, pentru că n-a spus-o la televizor să plătească Digi amendă. A scris-o tot pe pagina lui de Facebook. Când o să înțeleagă băiețașii ăștia triști din presă că eu joc în altă ligă? Sunt pur și simplu prea bun pentru niște mici loseri ca ei. Le dai cum să fii mai bun decât Martinovici, că tu n-ai jucat fotbal. Sau dacă ai jucat, ai jucat prin la cartier. Martinovici nu e ăla care îi salvase pe ei, le salvase onoarea, ăla de nu juca decât acolo, în momentul când intra un spectator pe stadion? Ăla, bun, atunci a fost erou la Steaua vreo 2-3 zile. Ăla joacă în altă ligă, domnul Acadea. Mi-am amintit. Nu numai tale. Sigur. Uite, a aflat și colegul Claudiu Barbu, corespondentul nostru din Franța, între timp, că transferul lui Sugu la OM nu e deloc aranjat.
Ba chiar s-ar putea să-mi se aranjeze. Eu n-am văzut aici să scrie pe vreun site la noi. Nu știu, am auzit că ar fi dat presa, eu n-am citit, ar fi dat presa din România transferul ca și făcut. Eu cred că nu se face, pentru că nu, OM n-are bani să-l cumpere pe Sugu. Adică nu oferă, ar avea, dar nu vrea să dea 3-4 milioane cât ar cere. Am văzut CFR-ul de 3,5 și 4 milioane cine ar vrea. Muri și cu arpii. Sigur că ei propun un preț, că nu puteau să-l dea pe nimic. Dar OM, din câte știu eu, nu dă banii ăștia. Dă 1,5 milioane și niște bonusuri eventual dacă mai iese ceva pe parcurs. Dacă echipa va obține rezultate, califică în Champions League sau mai știu eu câte meciuri ar juca Sugu. În general pe ideea asta. Deci transferul este departe încă de a fi făcut. Ei îl știu pe Sugu de mult, încă de vremea când juca în Portugalia, cei care se ocupau de monitorizarea campionatului și l-au mai semnalat și cu alte ocazii. Acum nu știm dacă s-ar potrivi Sugu acolo. CFR Cluj a mai exportat la un moment dat un jucător foarte talentat în campionatul Franței, pe care îl lăudau comentatorii noștri la vremea respectivă, vorba de Sébastien Dubarbier, care a ajuns la Lorient, unde n-a jucat aproape deloc. Deci, deși aici era foarte bun, asta spun. Sugu ar intra într-un alt mediu, nimeni nu poate să pretindă că el ar face treaba acolo. Și dădeam un exemplu mai devreme, grăitor, după părerea mea, este Chiel Laveții, da? Unul dintre cei mai buni jucători din campionatul Italiei sezonul trecut și care a venit la Paris Saint-Germain, n-a făcut nimic. Deci are 2-3 goluri marcate de când a sosit în toate competițiile. Deci nu avem, asta spun, Sugu are 28 de ani în actele oficiale, de fapt probabil peste 30, pentru că are vârsta măsluită aproape sigur fiind născut în Africa. Nu este o investiție pentru viitor. Nu poți să te arunci să dai 4 milioane pe unul care are 28 de ani și n-a jucat niciodată într-un campionat mai răsărit. Deci tu pe ăștia nu poți să-i păcălești. Aici nu sunt tranzacții cum crede arpii. Da? Așa că asta a fost oferta. Evident că OM nu va mai modifica. Poate la bonus. Dar suma pe care ei o oferă este de 1,5 milioane de euro. Ca să știe și prostimea din România. Asta este suma. Păi la 1,5 milioane sigur că Muri nu vrea să-i dea drumul. Pentru că, într-adevăr, Sugu e arma numărul 1 a CFR-ului. L-am văzut și în Champions League. Cât era el pe teren, cu echipele mici te descurcai. Într-adevăr, era jucător care să-ți marcheze. Să-ți marcheze cu Basel și cu Liberec. Lucru pe care l-a și făcut. Dar în rest, nu e un jucător care să-ți câștige campionatul. Și că trebuie să fii prudent. La 1,5 milioane, sigur că OM și-a făcut socoteala că n-ar fi o mare pierdere dacă el stă 1,5 ani. Adică a stat sezonul ăsta 4 luni cât mai e. Plus pregătirea toată de vară în care jucătorul s-ar mai acomoda cu cerințele și ar juca anul următor. Mă rog, ar fi în lot. Ori dacă ar sta 1,5 ani, evident că ți-ai scoate banul. Așa se calculează la ei. Ți-ai amortiza această cheltuială. Bonusul, sigur, dacă te califici în Liga Campionilor, îi mai dai CFR-ului 700.000. Clar, ai de unde să-i dai și nu-i nicio problemă. E oricum 30 de milioane din participarea în Ligă, ca și club francez, punctele pe care le faci. Dar altfel nu, tranzacția nu se face. Vreau să dea 3 milioane pe Sissoko, nu o să dea niciodată 3 milioane pe Sugu. Între timp se pregătesc niște permutări, de pildă Balotelli se va întoarce în Italia. Urilele spun că la AC Milan, văd pe știri de sport.ro, după ce a fost pe la Inter, hai, pagubă în ciuperci. Și aia sunt obișnuiți cu scandalurile până la urmă, s-a dus disciplina aia de fier de pe vremuri, că a îmbătrânit și Berlusconu, Fisaci că se ocupă acum de AC Milan, vă dați seama. Și a îmbătrânit și Galliani, nu știu dacă mai trăiește, dacă mai are vreo treabă cu AC Milan. Iar Mutu, bineînțeles, se va întoarce în țară, bănuiesc. Dacă nu păcălesc frații Becali vreun arab ceva sau pe cineva prin Rusia, dacă ar avea contacte acolo, se întoarce la Dinamo.
iar cea de bine. Văd că a fost luat peste picior. Sper să fi scăpat mutul de pisica neagră. De când s-a transferat în Franța, pare mare ghinion, a spus Dupont. Da, dacă e ghinion, în ce sens? L-a luat la mișto. Că a vorbit despre pisica neagră, s-a făcut de râs cu Valancien. De ce am văzut eu? La golcică. Mutu a fi ratat un penalti la reluare. Acolo. La repetarea penaltii. A încercat o scăriță, deja știu toți, și așa scrie aici că Pento s-a prins. Da. Și a prins și mingea foarte ușor. I-a și rânjit, am înțeles. I-a făcut cu ochiul. Da, Mutu marcase totuși golul de 1-0. Valancien a rămas 10 și a reușit să egaleze așa. Deci chiar și în condițiile în care le-a ratat penaltiul, Valencien n-ar fi trebuit să revină în mod normal, nici nu s-a jucat în Corsica. Ajaxio măcar beneficiază de asta. Bastia joacă meciurile de pe teren propriu, acasă, joacă tot în Franța. A jucat la Guignon, de exemplu, al doilea meci. După cel cu Nancy, a jucat și cu Rennes, tot pe teren neutru. E mai greu. Ajaxio fiind acasă și având avantajul 1-0 la pauză și după aia om în plus, ar fi trebuit să bată. Mutu totuși încet încet a mai pus câteva goluri acolo și după parcă la 5 boabe de față, dacă bine am calculat. Deci într-o situație care nu mai este chiar atât de jalnică precum era la început. N-a așteptat o vreme îndelungată până să marcheze, vrea să dea al doilea gol. E om important totuși la Ajaxio, dacă mai reușite să mai dea încă vreo 3-4 goluri până la finalul campionatului, nu e așa de rău. Să știi, să te apropii de 10 goluri la primul sezon pentru o echipă totuși mică care se luptă să nu retrogradeze, n-ar fi un sezon rău, dar 5 goluri nu-i mare lucru, sigur. Tot asta nu-și face bani. Dar să vedem, să mai așteptăm un pic. Pe teren propriu îmi pare totuși ok așa cu echipele slabe. Penaltiuri a mai ratat el și în Italia. Nu e primul pe care îl ratează. Eu mi-aș dori să ajungă, de pildă, în Germania, la Greuther Fürth. Și să vină Bayern München peste el, odată și gata. Bine, de două ori pe sezon. Da. Pe teren propriu, dacă se poate. La Greuther Fürth, hai că l-avem pe Georg Lorenz, l-avem și pe Călim Mateș. Să trăiți, domnilor. Salutări, băieți. Eu sunt un pic dezamăgit așa de scor în partida cu Greuther Fürth. Nu știu ce da, eu am spus încă în avancronică vineri, adică la multe lucruri nu ne putem aștepta. Sigur că eu n-aș spune că Bayern München s-a arătat oarecum compătimitoare cu adversara sau că a menajat-o și așa mai departe. N-aș spune așa ceva pentru că nu este la mod în campionatul german. Dar nici nu s-a opintit din cale afară. Adică a fost un meci la două porți, între două echipe la diferențe uriașe de valoare. Bayern a jucat în stilul ei, a așteptat până a apărut primul gol. La primul gol, de fapt, meciul s-a și încheiat. A mai apărut și un al doilea gol în repriza a doua. Însă, niciun moment echipa din Fürth nu a constituit pentru Bayern München un pericol. Nici măcar nu au avut nu știu ce ocazii să spui că, da, domnule, i-au pus la încercare și Bayern München a luptat pentru acest rezultat și așa mai departe. Dacă mă uit puțin așa numai la caseta asta tehnică pe care o alcătuiește fiecare la fiecare meci, uite, șuturi la poartă 22-5 pentru Bayern München, cornere 17-0. Puteți da seama cam în ce direcție a mers jocul, posesia mingii 70-30%. Adică nu a fost practic un examen pentru Bayern și pentru echipa münceneză sigur că a fost un noroc să înceapă campionatul, returul, cu un asemenea joc slab. Practic, da. Aș putea spune că și acest meci a făcut parte din pregătirea pentru sezon. Dar totuși, cum îți explici că a avut Bayern 17 cornere și n-a reușit să dea nicio boabă? Știu eu, nu este punctul forte al echipei valorificarea
situațiilor fixe, adică a cornerilor, a loviturilor libere. Pentru echipa din München, jocul se desfășoară în primul rând pe cele două arii, unde Müller și Ribéry reușesc să treacă practic de adversarul direct, să centreze și acolo se găsește totdeauna un Mandzukic sau un Gomez sau știu eu, un altul care să valorifice. Practic ambele goluri ale lui Bayer marcate de Mandzukic sunt două centrări, una venită de pe stânga, una de pe dreapta, și cam așa s-a scris istoria meciului. Repriza a doua, Bayer a mai făcut o seamă de schimbări, a mai intrat și Gomez, a mai intrat și Robben și așa mai departe. Este, cum să spun, a fost o etapă în cadrul pregătirii. Cea mai bună dovadă că a doua zi Bayer München, fără cinci titulari, dar practic... Nu scoat cu Arminia Bielefeld, da. Nu, Alemania Aachen a jucat. Așa, pardon. S-a câștigat cu 5-2, a fost un meci de beneficiu, Alemania Aachen se află pe calea beneficiu. Păi, lor astea le plac. Deci da, sunt fantastici ăștia la Bayern München. Mă, că joacă un meci de ăsta, scopuri caritabile, un amical ceva... Dar e numai scopuri caritabile. Da, îi distrug echipa adversă. Vrea nevastă ta să-și cumpere pantofi, cheamă pe Bayern la un spectacol caritabil, te bat cu 15-0. Da, bine, da, am observat și eu. Bayern a trebuit să arate ceva și a trebuit să ducă și... cum să spun, o bună parte din titular, pentru, pe considerentul că ideea a fost ca acest Tivoli Stadion să fie, dacă se poate, plin până la refuz, pentru că toate încasările au intrat în visteria echipei din Aachen. Deci sub acest aspect Bayern nu a cerut absolut nici măcar pentru un pahar cu apă ceva de la echipa gazdă. Bayern a mai făcut asemenea meciuri și în alte colțuri ale Germaniei și așa mai departe. Ei fac acest lucru și pentru aceasta sunt și apreciați de către mare lucru. Da, totuși, da, să te descalzi în halul ăsta de fiecare dată. Cum e posibil să joci în campionat sâmbătă și tu duminică să te duci la o sintrofie de asta să bați cu 5-2? E posibil, deși între Aachen și München, așa la prima vedere, sunt vreo 600 de kilometri, dar după cum se vede, bine, dar la Bayern, cum spuneam, au jucat Van Buyten și cu Boateng în centru apărării, a mai jucat Toni Kroos, dar spun, au fost 5-6 jucători noi în echipă, se poate. Mai ales că au jucat Gomez și alții care sâmbătă doar au fost puține minute pe teren. E ca și cum l-ai invitat, ar fi ziua ta de naștere și ți-ai invitat prietenii acasă și ăia ți-ar distruge casa, ar lua și foc la plecare, ai rămâne fără casă, fără nimic așa. Bine, dar gândește-te că lasă în urmă un cec pentru 100.000. Da, sigur, lasă banul, dar cu gust amar. Mă rog, aici merge Gheorg, să știi că, bun, ăsta era în scop caritabil, dar îi mai ții minte pe ăia bieții de ei din Liga a 3-a sau a 4-a? Care și-au sărbătorit centenarul și le-au dat 11 goluri. Acum, Andy, vorbind cinstit și deschis, ce era să facă Bayern? Să meargă la Aachen și să se lase învinsă? Sau? Nu, dar știi cum fac. Uneori marile echipe la meciurile astea, văzând că se îngroașă gluma, se opresc după 2-3 goluri, gata, aia ajunge. E prea mult. Da. Nu, au fost situații care nu s-au putut opri. Nu, ei nu se pot opri niciodată. În schimb, echipa pe care o simpatizez tu a avut, așa cum ziceai, un meci greu cu Bayer Leverkusen. Până la urmă au câștigat gazdele. Nu numai că a avut un meci greu, însă, practic, echipa din Frankfurt și-a îngreunat situația în acest meci. Ăsta este adevărul gol-goluț și încă din start. Dacă mă gândesc că după numai un sfert de oră, meciul a fost întrerupt pentru 6-7 minute, pentru că din grupul simpatizanților, fenilor echipei Eintracht, s-au aruncat pe teren cam tot ce a rămas de la Rebelion încoace, petarde, știu eu, fel de fel de elemente pirotehnice și Wolfgang Stark, cum spuneam, a oprit meciul, echipele s-au deplasat în vestiar și s-a creat o stare neplăcută și nefavorabilă pentru Frankfurt. Sigur, nu este acesta motivul pentru care au pierdut. Au pierdut datorită unor greșeli grave comise la mijlocul terenului. Două din golurile, din cele trei goluri ale echipei din Leverkusen au survenit în urma unor contraatacuri pornite exact din pierderea mingii în această zonă dificilă a terenului și, practic, condusă cu 2-0 numai în 3 minute, minutele 31-33 s-au marcat primele două goluri, echipa nu și-a mai găsit busola. Repriza a doua a ieșit la joc, a reușit să reducă din handicap, însă nu a fost acel Eintracht cu care ne-am obișnuit și m-am obișnuit. Sigur, realist fiind, meciul de la Leverkusen, prima șansă a avut o echipa locală și acest lucru s-a dovedit. De altfel, cele trei
formații care se află pe primele locuri, Bayern Leverkusen și Dortmund, au arătat și în această săptămână că pretențiile lor la podium și la un loc în Champions League sunt mai mult decât justificate și nu mă îndoiesc că ele vor ocupa până la urmă cele trei locuri importante. Ordinea este încă discutabilă. Luăm o scurtă pauză. Ce spui despre un alt meci foarte, foarte interesant? Îmi pare că nu l-am văzut. Schalke Hanovra, 5-4. 9 goluri. Dacă există această expresie meci de televizor, ăsta a fost meciul de televizor, pentru că de mult n-am mai văzut, nici nu mi-aduc aminte, când am văzut un meci în care într-o singură repriză să se marcheze 8 goluri. Prima repriză a fost oarecum de adormit. Într-adevăr, n-a fost absolut nimic deosebit. În penultimul minut al primei reprize a dat Farfan un gol cu care Schalke a luat conducerea. Însă repriza a doua a fost, într-adevăr, chiar și cei de la Hanover, după meci, antrenorul, câțiva jucători, au dat declarații în fața microfoanelor celor de la postul de televiziune Sky. Nu s-a văzut pur și simplu o durere sau, știu, o insatisfacție deosebită pentru această înfrângere, ci pe undeva a rezultat plăcerea sau bucuria de a fi contribuit la un spectacol fotbalistic de primă clasă. Așa este, echipele au jucat absolut deschis, cum s-a spune, cu garda lăsată și evoluția scorului a fost mai mult decât palpitantă. Schalke a condus cu 2-0, în mai puțin de 5 minute Hanover a egalat, din nou în decurs de 4 minute Schalke a luat conducerea cu 4-2, unul dintre goluri fiind marcat și de compatriotul nostru Ciprian Marica, care n-a jucat rău în acest meci și, de fapt, singura lui ocazie de gol a valorificat-o, pentru că în final, din nou să se marcheze în decurs de 3 minute, minutele 88 și 90, alte două goluri, adică acest 5-4 putea să fie și 5-5, însă, în mod obiectiv, se ridica problema ce este denotat pozitiv și ce este denotat negativ după acest meci. Și negativ, încep cu acest aspect, este echipa Schalke, care așa cum a arătat și în meciul acel de pomină cu Bayern la Doha în perioada de pregătire, a avut o apărare de două parale. Adică apărarea lui Schalke n-a funcționat absolut deloc. Noroc că înaintarea a dat cele 5 goluri, dar întrebarea este de câte ori va reuși Schalke să marcheze un asemenea număr de goluri. Hanover destul de echilibrat în ce privește compartimentele, însă de data aceasta apărătorii și în special în zona asta de mijloc, Egeman Juru, se vede că acest Juru încă nu este prea aclimatizat cu colegii de echipă, cei doi nu prea s-au sincronizat, acolo s-au produs de fapt erorile din care Schalke a dat acest număr de goluri. 61.673 de spectatori pe stadion, deci vândut până la ultimul loc Veltins Arena și, cum spuneam, un meci de televiziune în care jucătorii au dat totul, au dat chiar și ceva mai mult, dovadă că fiecare echipă a încasat până în final câte 4 cartonașe galbene, 2 jucători chiar vor fi suspendați după acestea, însă în ansamblu a fost meciul care a deschis apetitul publicului pentru restul partidelor de sâmbătă. Doamne, mă uitam acum la clasament, ce golaveraj are Bayern München, 46-7. Da, asta după ce două campionate la rând, totuși s-au stat și s-au uitat după Borussia Dortmund. A venit și vremea lor, nu se mai putea. Era clar că vor, la un moment dat, vor reveni în prim plan. Dortmund câștigând 5-0 la Werder Bremen, n-au reluat nici ei rău sezonul, dar șansele să mai apuce la titlu sunt nule. Evident, în favoarea lui Bayern. Apropo, Radu, acest meci al lui Dortmund la Bremen este, după părerea mea, poate al doilea cap de afiș al acestei etape. 3 au fost în total, o să vorbesc și despre al treilea. Acest meci a fost, cum să spun, o demonstrație de fotbal. Dortmund a jucat exact așa cum am văzut-o jucând în meciurile din Champions League sau în campionatul trecut. Sobru în apărare, aproape fără greșeală, cu inspirație în mijlocul terenului și cu acești doi spiriduși, Royce și Götze, care pur și simplu au înnodat picioarele apărătorilor adverse.
combinații pe metru pătrat la marginea careului sau în interiorul lui au fost o sumedenie. Și dacă mai e de reținut, Dortmund a marcat 5 goluri de către 5 jucători diferiți. Înseamnă cât de larg, ce bază de eficacitate are această echipă. Nu are un golgeter sau știu, un înaintaș, cum a fost în campionatul trecut sau cel precedent Lewandowski, ci un număr mult mai mare de jucători sunt capabili să finalizeze. Sigur că pentru Bremen a fost... Asta nu e neapărat mare... bine, să știi. Asta demonstrează, în fapt, ce spui tu cu 5 marcatori în 5 situații diferite, nu demonstrează faptul că ai o largă paletă. Din potrivă, toate statisticile mondiale spun că e mult mai bine ca un singur jucător, eventual doi, în cel mai rău caz, să-ți marcheze golurile, pentru că cu cât marchează mai mulți, cu atât înseamnă că echipa e mai subțire. De fapt, asta vorbesc ca statistică. Deci dacă stai într-un singur jucător, e net mai bine. Sigur, condiția este să te poți baza pe el. Marile echipe ale lumii, în general, nu marchează prin 5 jucători diferiți. Niciodată nu o să vezi la Barcelona sau la Real Madrid 5 marcatori diferiți decât dacă lipsește Cristiano Ronaldo la Real și Messi la Barça, eventual. Ăștia marchează golurile. La Paris Saint-Germain, Ibrahimovic. Păi Ibrahimovic, că tot veni vorba și după aia te las să ne spui despre al treilea meci. Ibrahimovic a reușit în acest sezon un lucru pe care cred că nu l-a mai făcut niciun fotbalist niciodată în fotbal. A marcat în toate cele 8 deplasări pe care le-a avut clubul. Deci i-a jucat 8 deplasări de când a început campionatul. Ibrahimovic a marcat în toate. Da, deci pentru el nu are nicio importanță unde a jucat Parisul, el a dat gol. Asta zic, deci n-are ce interes ar avea un club de ăsta să marcheze cu 5 oameni diferiți. Nu e o dovadă de propășire. Și îți mai spun ceva din experiența proprie. OM, de exemplu, este genul de echipă unde foarte rar un jucător reușește cât o dublă. Și îți explic și de ce. Odată ce a marcat, se lasă pe tânjală. Deci dacă dă unul un gol în minutul 2, gata, el zice că și-a făcut treaba. Ceea ce nu-i deloc așa. Deci dacă ești atacant, dai 5. Nu trebuie să te mulțumești că ai dat o boabă. Știi? Și la noi întotdeauna marchează jucători diferiți. Deci OM a reușit în acest campionat, ca să-ți dau un exemplu, în 21 de etape, o singură dublă. În tot sezonul. Gignac contra lui PSG. În rest, niciodată niciun jucător n-a dat două boabe într-un meci. Îmi vorbesc de campionat, nu de cupele europene sau de Cupa Franței, ceea ce este foarte puțin. Radu, lucrurile sunt așa. Uite, dacă e să mai dezvoltăm un pic această idee, toate echipele, nu numai cele fruntașe, au câte un golgeter. Uite, da, la Leverkusen este Kisling, care este și golgeterul la ora actuală cu 13 goluri. La Frankfurt este Maier cu 12. La Dortmund este acest Lewandowski cu 11. La Bayern este Mandzukic cu 11 goluri. La Stuttgart este Ibisevic cu 10 și așa mai departe. Adică fiecare echipă are un golgeter. Dar nu este nicio nenorocire dacă în urma unui Mandzukic cu 11 goluri este Thomas Müller cu 9 sau un Toni Kroos cu 7 și așa mai departe. Și exact voiam să spun că la și Bayern nu e nenorocire nicicum. Eu zic de celelalte echipe. Și la Dortmund este așa, acest Lewandowski, dacă se accidentează sau prinde o zi mai slabă sau știu, este marcat foarte, foarte sever, cum a fost cazul și ieri. Sunt în linia a doua cei jucători, cum este acest Roy sau Götze sau știu, Blastikovski, mereu pregătiți sau mereu de față să dea ei golul pe care eventual Lewandowski nu l-a dat. Sub acest aspect am vrut eu să remarc faptul că Dortmund a avut 5 marcatori în meciul de ieri. Santana este fundaș central, a venit la corner și a marcat. Sigur, asta nu este ceva deosebit, sunt și la alte echipe asemenea jucători. Mai am vrut să spun că sub acest aspect Dortmund este destul de bine pregătită, destul de bine încadrată de jucători capabili ca să marcheze. Ei, dar să nu plictisesc, să intru și la celălalt meci pe care vreau să-l spun. El a avut loc aseară, a fost un meci de pomi, n-aș spune, între echipa din Augsburg, care a evoluat de data aceasta în deplasare la Düsseldorf. Și de ce mi se pare un meci deosebit? Pentru că poate vă uitați din nou pe clasament. Augsburg se afla înaintea acestei etape pe penultimul loc cu 9 puncte. Practic o echipă condamnată de toată lumea și cu puține șanse de a supraviețui în prima ligă. Pentru că dacă realizezi într-un tur de campionat 9 puncte, cum este cazul lui Augsburg și al lui Fürth, sigur că mari speranțe nu ai. Am văzut echipă de 2 victorii pe tur, da. Exact.
Și acum Augsburg s-a dus ieri la Düsseldorf ca o echipă care n-are nimic de pierdut și a luat meciul extrem de serios din primul moment, cu foarte multă energie, cu un pic de duritate, a spune chiar, sau în orice caz un joc absolut bărbătesc, dovadă că au și încasat 4 cartonașe galbene, dar în final au câștigat acest meci, revanșându-se pentru înfrângerea din tur cu 2-0 și, în același timp, amenințând practic locul 16, pe care se află Hoffenheim cu un singur punct avans, loc 16 care pentru multe echipe poate fi salvator, este locul pe care dacă te clasezi, joci un meci de baraj la sfârșitul campionatului în compania celei de-a treia clasă din Liga a doua. Augsburg a jucat într-adevăr extraordinar și a marcat goluri frumoase, unul neapărat trebuie să-l descriu, golul de la 3-0, pentru că în minutul 71 echipa din Augsburg a condus cu 3-0 deja, a fost ceva care se vede rar în fotbal. Unul dintre fundașii echipei din Düsseldorf a trimit mingea la portar, portarul a degajat mingea cam din colțul careului de 6 metri, exact în fundul lui Mölders, adică nu exagerez cu absolut nimic, am văzut faza de mai multe ori, l-a lăguit exact acolo unde numim noi fund. Și de acolo a ricoșat în poartă. Deci și gluma că un atacant de rasă poate să marcheze și cu fundul. Ce spuneți, domnilor, că știu că te grăbești și vreau să te întreb și pe tine, Gheorghe, ce spuneți de... Nu mă grăbesc chiar atât de tare, am timp până la și jumătate. Am înțeles. Ce părere aveți despre chestiunea asta? Eu nu știu de ce se mai agită echipele din alte campionate, pentru că, uite, în Spania, de pildă, guvernul regiunii Valencia a cumpărat pur și simplu Valencia, Hercules și Elche, pentru că ei nu mai aveau bani. Le-a cumpărat și ei vor fi principalul... Ca pe cartofi. Da, principalul finanțator. Vi se pare corect? Mi-aduc aminte de discuțiile cu Old Kim. Știi cum a fost la noi la handbal? Să preia statul, să vină statul să intervină. Bine, e factorul social. E vorba de, eu știu, să dai oamenilor din zonă aceeași bucurie a sportului, să poți să menții simbolurile sportive ale regiunii. Dar nu știu, nu mi se pare chiar atât de normal, pentru că e vorba de o gestiune proastă din niște bani care nu sunt publici. Acolo erau niște bani privați cu care clubul se gestiona, iar mai departe intervin banii publici pentru a salva o situație privată. E ceva destul de complicat sau e ceva care nu-mi pare mie atât de grozav la prima vedere, dar da, se face pentru interesul publicului în zonă, pentru ce înseamnă fenomenul sportiv. Hai să luăm aspectul celălalt, dacă această echipă se află în situație de insolvență și nu este ajutată material, ce se va întâmpla cu ea? Se va desființa, jucătorii vor putea pleca în lumea largă, rămân o serie întreagă de șomeri și la club, pentru că acolo avem numai jucători, ci mai avem și, știu eu, responsabili de teren, masări și mai știu eu ce anume. Adică, cum spunea Călin, fenomenul acesta social sau aspectul social trebuie plasat în prim plan și trebuie să vedem care este rău mai mare. Și zic eu, în situația dată, chiar și cumpărarea echipei sub acest aspect sau în această formă, nu este chiar atât de condamnat decât dacă echipa ar fi lăsat să se descurce cum poate. Știi care cred eu că este problema? În momentul în care apar astfel de datorii sau astfel de momente în care clubul coboară foarte mult financiar, ei trebuie de cu multă vreme înainte să-și recunoască statutul financiar pe care îl au, să nu ajungă să se afunde tot mai mult. Pentru că ce se întâmplă? Cu ce se îndreptățește competiția față de alte echipe? Dacă eu am o echipă competitoare cu o astfel de echipă care ajunge la insolvență, într-o zi concurez cu echipa asta pentru a cumpăra un jucător. Și eu știu ce resurse am, știu cum pot să mă încadrez ca să nu dau faliment, știu cât salariu pot să-i propun și ce sumă de transfer pot să ofer clubului de care aparține. Țin cont de chestiile astea ca să nu ajung la faliment. Ăia la alții, în schimb, nu țin cont de chestia asta. Ăia dau mai mare salariu, plătesc mai mult suma de transfer, eu știu, comisionul agentului și așa mai departe. Îl iau pe ăla. Comision și care agent? Sigur că da. Deci îl iau pe ăla. Deci mi-l suflă pentru faptul că eu țin cont de regulile contabile, financiare, pe când ăia nu țin cont și se afundă foarte mult în datorii. Adică eu pot să pierd jucători numai pentru faptul că am ținut cont de regulile financiare. Ce comisiune am luat eu, domnule?
Domnul Becali, vă rog frumos, știți foarte bine despre ce discutăm. Mă, dar știi ce comisiune am luat eu sau Giovanni? Atunci de ce vorbești? V-aș întreba oricum cum comentați transferul ăsta lui Schneider acum la Galatasaray. Chivu am văzut că deja a postat, că și-a la revedere. Ați luat câte 7 ani comisiune. Și-a postat, și-a postat. La curtea de apel. Păi cine avea voie să posteze sau cum? A postat, că-i pare rău, cu un prieten extraordinar și a mulțumit lui Schneider. Schneider la vârsta pe care o are, a ales și el varianta cea mai bună. Pentru vârsta lui. E bun, și nu era la fel variantă bună pentru Chivu să meargă la Galatasaray, că acolo, uite, venea și Schneider până la urmă. Era variantă acolo la Inter. Băi, era variantă bună la Galatasaray, dar e variantă bună și la Inter pentru Chivu. A Cristi Chivu a dorit să rămână la Internaționale Milano. Da, probabil că era singura echipă care îi propunea un contract și în condițiile în care urma să se accidenteze. Mă rog, nu e ce mi-am dorit, eu mi-am dorit să ajungă la Liverpool. Snyder. Oricum nu mai e bun de nimic. Oricum, eu nu mai simpatizez nici cu Steaua și nici cu Becali de când nu mai are negri de culoare în echipă. Da, da. Așa a zis. Ăștia sunt. Acum am văzut într-adevăr că se pune pe roate, se dau lovituri, se pregătesc pentru lupta cu Ajax Amsterdam. Excepțional moment pentru istoria Stelei. Acum, într-adevăr, vor da lovitura pe Amsterdam Arena. Ei, dar vreau să vă spun că îmi pare rău că n-am prins în direct acest gol. Tottenham a reușit să egaleze pe Manchester United în reluare pe Digisport 1. Acum câteva minute puteam să prindem golul în minutul 93, da? Și l-auzeați pe Sokol cum se bucură așa foarte frumos în momentul în care marca. Dar n-am vrut să-l întrerup pe Gheorg. Vreau doar să vă spun că într-adevăr s-a terminat 1-1 și în reluare meciul și că a fost un rezultat foarte bun obținut pe White Hart Lane. Praf și pulbere, Sir Alex Ferguson, că a luat gol în minutul 93. Da, am zis că a dat vina pe Tușier, i-a dat vina pe al patrulea arbitru. Ăla a fost sigur. Păi ce s-a întâmplat? La 1-0 pentru United, prin minutul 70-60 și ceva, a intrat Rooney de pe banca de rezerve și a fost faultat în careu. E penalti. Deci, fără discuție, este penalti, doar că, prin poziția lui, Rooney îl maschează pe central. Ăla nu poate să vadă ce s-a întâmplat, că a fost secerat sau că i-a luat la piciorul. În schimb, Alex Ferguson, cumva Chris Foy, centralul, îi luase niște decizii bune pentru United până în momentul ăla în meci. Cred că n-a vrut de ăsta, de central, să se ia, de Chris Foy. Și atunci l-a făcut praf pe ăla, pe asistentul care era pe partea aia. Sigur. Cum n-a văzut, cum n-a dictat, cum n-a semnalizat centralului ce s-a întâmplat acolo. Ferguson a zis toate astea sau era Mircea Lucescu? Ferguson nu știe să piardă. Este un Mircea Lucescu al Angliei, să știi. Da, dar spre deosebire de Mircea, adică e mai rău. Deci ăsta are prietenii. Să știți că, domnilor, eu nu am niciun motiv să fac sondaj. În campionatul Ucrainei suntem în fiecare etapă, vă furați. Am jucat acum 2 săptămâni la Tavria Simferopol. 2 penalti unde ni s-au dat. În același timp, exact în același timp, Dinamo Kiev avea 11 metri acasă cu voi în Luțc. Incredibil. După aia m-am dus în cupă. Am jucat o cupă echipă de Ușforod. 11 metri minutul 1. Eliminare clară în partea adversarului. Arbitrul nu dă nimic. La 1-0 e un fault la 740 de metri de poarta noastră și de acolo iese gol. Ne egalează. Trebuie să bag jucătorii titulari, că am ținut pe banca de rezervă ca să menajez pentru partidele de campion foarte puternice. Și am băgat cea mai bună echipă și am câștigat la pas cu această echipă. Dar n-am mai putut să ne dăm de jucători, pentru că noi nu suntem doriți în continuare. Nu se vrea ca Shakhtar să facă performanță. Am văzut că familia Lucescu oricum e persecutată, deci noi nu vorbim numai de Ucraina, vorbim și de Qatar, acolo unde este Răzvan Lucescu. Nu, este inadmisibil faptul că în această lună a fost transferat acolo atât Nene de la Paris Saint-Germain, cât și Djibril Cissé de la Queen's Park Rangers, doi jucători care se duc la Al Garafa. Este clar. Deci este clar că este o operațiune bine construită și de asta vreau să vă întreb dacă țineți legătura cu Răzvan, dacă vă spune că e clar că se lucrează și acolo împotriva familiei Lucescu. Eu am spus lui Răzvan de la început. Te duci, băiatule, acolo, zarurile sunt aruncate, cum se spune, cărțile sunt făcute. Există oameni cu foarte mulți bani, sume enorme, extraordinare care se vehiculează. Și pot să-și permite să aducă absolut orice jucător. Acum, sigur, mai trebuie să fie și vină jucătorul, dar ei sunt dispuși să arate oricât.
Pe când la Răzvan, banii în continuare puțină lume știe, banii în continuare dau eu. La echipa unde Răzvan antrenează. Este un antrenor foarte bun și trebuie să lăsăm 4, 5, 6 ani să formați, nu pe 2, 3 luni și să cerem socoteală. Nici eu n-aș fi reușit să fac aceste mari echipe pe care a reușit să fac și să schimb, practic, să revoluționez fotbalul dacă n-aș fi fost lăsat câțiva ani. Am avut această șansă cu domnul Ahmetov, m-a lăsat de câți ani? 7-8 ani de când eu construiesc această echipă. Fiecare zi mă gândesc ce să fac la ea să fie și mai puternică. N-ați vorbit cu Ahmetov? N-ar vrea să-l ia pe Răzvan în momentul în care va să retrage de la club? Am mai vorbit, așa, vorbesc cu el despre toate lucrurile, dar nu e momentul. Încă când mă simt în putere să mă antrenez câțiva ani. Oricum, tușierul de la meciul cu Tottenham s-a nenorocit. Sir Alex Ferguson nu se oprește la declarații. Nu, să face, va fi crescător de oi în insulele Falkland. S-a terminat cu arbitrajul. Sigur, riscă excluderea pe viață din arbitraj. Este, nu ai voie să faci așa ceva în primul rând. Adică, bine, acum lăsând gluma la o parte, Alex Ferguson, într-adevăr, de câte ori a câștigat cu ajutorul arbitrului, n-a venit. Ne venim la finalul meciului să spună că a avut un meci slab arbitru. Că nu, știi, el nu intră în discuțiile astea când echipa lui câștigă. Nu, și mai și precizează, dar nu este rolul managerului să comenteze arbitru. Sigur, deci bineînțeles, dar e și scuția ce vrea să facă. Bun, și are și ajutorul care accentul ăla se pierde ușor în declarații, știi, repede o cotește așa într-o declarație și gata, l-ai pierdut, nu mai e. Dar observat că atunci când în jur arbitrii se înțelege perfect ce vrea să spună. Bine, adică, nu mai sunt probleme. Ferguson are și simțul umorului. După meci s-a dus la arbitru și i-a mulțumit și a spus: domnule arbitru, a fost un meci foarte, foarte bun, păcat că n-ați văzut nimic din el. Da. Nu, asta a fost, într-adevăr, un 1-1, dar în care, dacă s-ar fi terminat cu victoria lui United, ar fi fost o victorie de echipă mare, dintre asta care îți dă un gol din ce prinde, că practic au avut două șuturi pe poartă în prima repriză, atât United și conducea cu 1-0, s-au apărat, au încercat să închidă rezultatul. Într-adevăr, a fost foarte bine construită strategia. Am urmărit bine analiza englezilor, pe ce s-a întâmplat la meciul ăsta. Gareth Bale a fost identificat bine, cred că acum și știu bine numele, nu i-a mai zis Christian Bale. Da. Am învățat între timp. A fost identificat bine ca un principalul pericol după ce i-au făcut pe Old Trafford. Bine că n-a zis Daniel Craig de data asta. Și au pus doi oameni la el tot timpul pe durata meciului. Au fost tot timpul doi oameni care erau în zona lui și niciodată nu aveau voie să-l atace decisiv. Tot timpul trebuia să stea doar în zonă și să îi închide spațiile, atât tot, pe ceea ce urma să fie un spațiu viitor. Cred că o singură centrală a reușit Bale în tot meciul, o singură depășire adversarului când a reușit să ia 1-1 adversarul, dar în rest, toată prima repriză n-a avut niciun fel de, nici măcar un duel 1-1 cu un adversar și doar 12 pase reușite. Deci asta a fost una din tacticile aplicate de Ferguson și care a ieșit bine în meciul ăsta. E, dacă se termina cu victoria lui United, ar fi fost victoria unei echipe mari, care îți te prinde puțin, îți dă gol în momentul în care te-am prins și asta este, te bate în felul ăsta. Tottenham la cealaltă poartă rata foarte mult și nepermis de mult pentru o echipă care juca numărul 1 din campionat și trebuia cumva să egaleze. Deci n-aveai voie să ratezi atât de mult. Au fost ocazii mari ratate de Dempsey, de Defoe, foarte, foarte bune șanse și n-aveai voie să le ratezi. Faptul că a picat acolo pe finalul meciului golul, minutul 93, a fost momentul în care s-a bucurat și publicul. A fost cumva o ușoară, echilibrarea balanței din ce s-a jucat în meciul ăsta. Mulți au zis că Tottenham merita să câștige. Eu nu merg pe filozofia asta a fotbalului. Nimic nu-mi spune mie că dacă Tottenham ar fi egalat mai repede să facă 1-1, ar mai fi jucat la fel United. Nu, sau... dar puteau totuși să câștige, pentru că au avut ocazii. Eu sunt mulțumit cu rezultatul ăsta. O echipă care te-a bătut acasă. Eu cred că e un rezultat bun până la urmă pentru amândouă, da. Chiar dacă Manchester City a câștigat cu Fulham, dar nu contează, că totuși Tottenham e o echipă de loc de Liga Campionilor, deci sigur că nu e rezultat prost. Pentru Tottenham rezultatul e bun, sigur să vedem ce face Everton diseară, dar înfrângerile lui Arsenal, de exemplu, cine a mai pierdut acolo în spatele lor,
sunt câteva echipe. West Bromwich Albion a câștigat, nu? Da, West Bromwich s-a încurcat. S-a încurcat. Arsenal a pierdut. Da, asta zic, Arsenal a pierdut. Ce mai e pe acolo, prin zona respectivă? Liverpool, care a revenit, dar oricum e încă departe, ca și cum ar fi pierdut și etapa asta. Deci a bătut cu 5-0, la ei nici mai contează. Deci tot în mare, 4 puncte avans pe poziția pe care o ocupă. Așa e. West Bromwich n-a făcut decât egal cu Aston Villa și asta este important. Da, a fost derbiu. Să știți că am luat legătura cu cineva din anturajul clubului West Bromwich pentru a discuta despre Tamaș. Adică nu mai rezistam momentului. Așa. Am vrut să discut cu ei, să văd ce dracu, bă, spuneți-mi și mie ce părere aveți despre ei. A scris în engleză, frumos. Colaborez cu un post de radio din România, am nevoie să știu ce impresie vă lasă vouă Tamaș, pentru că eu sunt unul dintre cei mai mari critici ai lui. Ăla imediat a postat ce i-am scris eu, că eu corespondez cu România și că îl critic pe Tamaș. Atât aștepta, da. Și să zici, da, eu așteptam să primesc o astfel de părere, pentru că aici părerile la noi sunt împărțite. Unii zic așa, unii zic altfel, de-aia am și postat ce mi-ai scris, ca să se știe și cum e văzut în țară și asta. Zic, da, păi despre ce e vorba? Adică vreau să știu și voi cum îl vedeți, cum, ce impresie vă lasă. Este foarte clar, pentru un jucător de rezervă își face treaba. Adică noi nu ne așteptăm la foarte multe de la el. Noi ne așteptăm să joace așa cum joacă, eu știu, să stea acolo pe bancă să nu comenteze. Și am zis, știi, la noi în principal că am bătut joc de fotbal, despre asta e vorba. Eu am fost prins și la națională, băut, exclus din lot și știau episodul. Asta zic, ei știau momentul ăla, mi-a și zis, la meciul cu San Marino, nu? Da. Da, exact, la meciul cu San Marino, la care a fost o replică genială, zice, bă, la meciul cu San Marino și eu puteam să beau mort și tot îi băteam pe aia. Deci... Aici avea dreptate. Ce te faci în seara asta dacă și Everton, cum spun colegii noștri de la televiziunile de sport, obțin... Southampton. Păi vine la un punct de tot, nu e o dramă încă. Nu, nu e nicio problemă. Deși Everton în ultima vreme n-a mai mers chiar așa de bine. Are o poziție, după părerea mea, un pic mai bună decât nivelul jocului lor. Păi i-a blestemat sezonul trecut Madame Ferguson, că e vrăjitoare, se știe chestia problema ta foarte lor... bine. Da, problema lor a fost și când a fost suspendat Fellaini după un cap în gură pe care l-a dat acolo. N-au mare echipă, trebuie să recunoaștem, adică nu sunt o echipă de Liga Campionilor. Nu văd cum Everton ar putea să meargă în Champions League. Da, de asta au și depins, da, au câțiva jucători esențiale, Fellaini e unul dintre ei, în momentul în care a lipsit au început să facă și pași greșiți. Asta este în fața unor echipe mari, se concentrează, dar îi vezi pierzând și meciuri inexplicabile. Mă rog, făcând egaluri mai mult decât pierzând, sunt o echipă care nu pierde des. Are doar 3 înfrângeri, dar are 10 egaluri. Exact, face multe egaluri. Să pregătesc însă să-l piardă și pe Fellaini, am înțeles. Da, vară. Are clauză de transfer, 30 de milioane de lire, peste ceea ce au plătit ei, pentru că este, dacă nu mă înșel, cel mai mare transfer din istoria clubului, au plătit vreo 18 milioane pe el când l-au adus, dar vor primi 30 în momentul în care pleacă. El a anunțat că vrea să plece, că la o echipă mai mare... A auzit ceva de Arpi și de Muri pentru el? Sunt interesați cei de la Cluj? Nu, dar cu Clujul oricum... Păi dacă își vinde stadionul Arpi, poate să-l cumpere. Așa e, dreptate. Joacă Fellaini pe acolo într-o baltă. Bă, da, ieri am auzit, ce dreptăm cu ușoară întârziere despre zvonul ăsta cu Sugu la Marseille și imediat când am auzit, am postat așa frumos, zic, Dumnezeule, Sugu la Marseille, adică imediat mi-am adus aminte un deja vu, cum spuneai tu, Sugu, de-astea așa, și zic, Dumnezeule, Radu Banciu leșina de la mează în casă, precis, dacă auzi vestea asta. Nu, deci nu pot să-mi dau seama cât de aproape ar fi sau cât de mult se realizează, dar bănuiesc că trăia o dramă în momentul ăla. Nu se praf. Sunt șanse destul de mici să vină, pentru că nu se vor înțelege la bani. Vreau să te întreb dacă de Remi au zis ceva, totuși. A marcat la 15 minute după ce a îmbrăcat tricoul QPR. Da. Am văzut gol, am văzut rezumatul, s-a mișcat destul de bine. Adică el a prins un moment foarte bun în momentul în care l-a deschis Tarapt acolo cu o pasă foarte bună și a finalizat ca un atacant, clar, un atacant. Interesant, vezi ce i-a prit schimbarea asta de mediu dintr-o dată, ce înseamnă pentru un jucător presiunea asta. S-a dus în alt mediu, alți oameni, altceva, la OM n-ar fi făcut asta niciodată. Deci el a dat în 20 de etape, a dat un gol și acolo a dat în 15 minute un gol. Da, a fost ok. Bine, a fost după aia
dărâmați, deci de la West Ham au venit peste ei, s-au urcat acolo, au ratat ocazii uriașe. West Ham s-a terminat 1-1 până la urmă, chiar dacă deschisese scorul Queen's Park Rangers. Dar prost pentru Queen's Park, aveau nevoie de victorie totuși ca să sunt la 5 puncte de salvarea de retrogradare, va fi complicat. Asta zic și ei, că dacă la începutul meciului le spuneai că scot un punct, erau mulțumiți, dar după ce au condus cu 1-0 ar fi ținut de victoria asta. Acum, într-adevăr, Queen's Park Rangers se luptă pentru tot ce mișcă pe piața transferurilor. Pot să vă confirm lucrul ăsta, adică tot ce se aude că ar putea să vină în Anglia, aproape că ăștia te-ai gândit ca oameni pe la aeroporturi, știi? Dar când cum îți explici totuși că au atâția bani și sunt atât de slabi? Mark Hughes, singura explicație. Nu e nenorocit ăla, da. Praf și pulberi. Bă, dar încă o chestiune foarte interesantă. De ce sunt așa de slabe antrenori în Anglia? Adică, cum e posibil să fie antrenor totuși la echipe cu atâția bani și atât de mediocri? Cei mai mulți dintre ei, adică vorbim de 2-3 vârfuri. Spun, pentru respectul pe care l-au pentru foștii fotbaliști sau pentru fostele glorii ale fotbalului englez. Ăștia au foarte mult respect pentru ei, se leagă de ceea ce înseamnă simbolurile clubului. Nu țineți minte că Newcastle a retrogradat cu Alan Shearer, antrenor. Așa. Deci fiind prima lui echipă pe care o manageria. Ba, unde deci... Shearer a fost absolut dumnezeiesc ca fotbalist acolo. Da, da. Cred că între primii 10 din toate timpurile care să fi făcut ceva pentru un club. Și este golgeterul all time al Premier League. Bineînțeles, n-ai cum. Nu sunt mai mult de încă 10 oameni pe planetă care pentru o echipă să fi făcut cât a făcut el pentru Newcastle. Și a fost un iaraș, tată. Da, de asta spun ei foarte mult la simbolurile astea engleze, la jucătorii care au făcut legendă în Anglia și chiar dacă au mai mult sau mai puțină pricepere, ei primesc contracte, primesc de la cluburile care, la care au activat. Da. Depinde, la unii este, la unii nu este. De să înțelegem că și Steven Gerrard va le retrograda cu Loserful. Și într-adevăr, intră pe un teren periculos. Uite, Călin, interesant este că antrenor englez nu prea găsește în lumea largă, adică nu prea găsește în campionatele astea importante din Europa vreun antrenor englez. Și în Germania... Nici Naționala Angliei nu pot conduce. Exact. Totul străin de obicei. Da. Singurul, de exemplu, care a activat în Germania în ultimele două decenii a fost acest Steve McClaren la Wolfsburg, care a ieșuat catastrofal după nicio jumătate de campionat. Adică vreau să spun că nici în Germania antrenorii englezi nu se bucură de apreciere. Nu, și ce vreau să vă spun legat de Mark Hughes la Queen's Park Rangers, că de aici pornisem discuția, e vorba de alegerea proastă pe care a făcut-o în jucători, dar cum să zic, jucătorii sunt ok. Da, au pe hârtie un lot fantastic. Da, dar nu este omul care este și să scoată tot ce e mai bun în ei. Asta a fost tot timpul Mark Hughes. Uitați-vă că el a fost la Manchester City primul antrenor care a fost acolo pe bancă după venirea arabilor. El a avut toți banii din lume când aia au venit și au preluat clubul. A adus, vă spun, la un moment dat avea 7 sau 8 atacanți în lot. El a adus numai și numai atacanți din aia să le iau ochii arabilor, să dea 7 goluri într-un meci. Ceea ce nu-i rău. Acum fie vorba între noi, o echipă așa trebuie să aibă. O echipă de soi, sigur, nu neapărat la Queen's Park Rangers. Eu nu sunt împotriva. Eu să fiu un manager dintre ăsta, 7 atacanți aș avea. Da, așa a avut și așa e logic, tată, când ai bănuțul. Păi da, stai puțin, mă, trebuie doi cel puțin să fie titulari, da? Să am 2 de rezervă pe care pot să introduc în orice moment, că altfel adversarul se prinde dacă joc cu aceiași jucători tot campionatul. Și dacă sunt o echipă care mă respect, îmi trebuie cel puțin 3 să iam la dispoziție când s-o mai întâmpla ceva. Să rupe unul, îi primește unul în cartonaș roșu. Nu e, bă, exagerat. Dacă ești club cu bani, bineînțeles, dacă n-ai bănuț, stai cu 2 atacanți. Dar să știi că nu e atât de râsul lumii că și-a dorit să facă. Ideea era că trebuia să compartimenteze peste tot. Ăla, Manchester City, sigur că îmi trebuie 7 atacanți. Păi, dar dă-o încolo de treabă. Dar de-aia vine lumea la meci, mă. De-aia mă pretind cea mai bogată echipă. De-aia vreau să câștig toate competițiile. Păi, dar pune-te în situația aia. Câte? Ai 38 de meciuri de campionat. Ai 6 meciuri de Liga Campionilor în grupe. Ai meciuri de Cupa Anglia, ai meciuri de Cupa Ligii. Ce dracu să faci, mă, cu 3 atacanți în lot?
Nu, patru o să ai acolo, hai cinci, dar da, nu sunt atât de mulți. Nu știu, mai o chestie, dar mai depinde o chestie cum îi folosești. Sunt unii atacanți pe care poți să-i folosești și mai în spate un pic. Dar să ai șapte jucători ofensivi într-o echipă e esențial în momentul ăsta. Și ai șase, da, mai puțin de șase, nu bă, la genul ăsta de echipă. Sigur că ești antrenor la Sochaux sau la Evian, ai trei atacanți mari și las maximum, dacă nu cumva ai și mai puțin. Dar la o echipă care se bate, eu vorbesc de o echipă mare, echipă care se luptă să câștige pe toate fronturile, cam atât ați trebuie. Ei, ce vreau să spun este că el a și dat afară câțiva jucători care aveau potențial acolo. Să el știi că Paris Saint-Germain a avut fix șapte atacanți în momentul în care l-a dat pe Oaro în China acum. Da, da, știu. Știu. Șapte erau. Și fix. Nene a trebuit să plece din aceeași consiliu. A plecat Nene, Gameiro era tușă permanentă, l-aveau și pe lui Indulan Lot, să nu uităm, da? Da, da. Menez, Ibrahimovic, Laveții, păi ce vrei, bă, altfel cum să câștigi? Da, da, asta, așa da? Arată. Așa trebuie să arate o echipă. De arabe, știi? Când vin arabii, cam asta e începutul perioadei la toate echipele. Să vină ăia 7-8 pe care ai, să vezi care sunt buni și după aceea să-i cureți pe ceilalți. Cam așa. Da, 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 sigur. Dar de ce asta spun? Nu e o excepție, nu creadă lumea că bate în câmpii. Nu, așa se face. Și eu să am posibilitatea la bănetul ăla și bineînțeles că ea-ți cumpără orice, tu ia-mi atacant să vedem, pot să stau cu aceiași doi jucători. El n-a adus și în alte compartimente, de asta n-a avut rezultate, de asta a fost dat afară de la City și acum la Queen's Park Rangers, să știți de fapt ce se întâmplă. Acolo patronul este un indian, e vorba de asta, e Tony Fernandez, împreună cu Lahti Mittal, ăsta al Galațiului. Mittal are 30% din Queen's Park Rangers, dacă nu știau cei care ne ascultă. Ei bine, ăștia au bani mulți și ce se întâmplă este că sunt fraierii agenților. Deci la Queen's Park Rangers nu neapărat au mers ei după jucători. Au venit agenți care să le spună, au început să vadă că ăștia au bani mulți, că dau comisioane mari, că dau salarii bune pentru jucători. Și au început să vină cu jucători interesanți, jucători la care Queen's Park Rangers nu se gândea. A admis Mark Hughes că Julio Cesar de la Inter, Granero de la Real Madrid, pe ei nici nu visau la jucători de genul ăsta. Așa, și dau pe ăla, pe Sean Wright, Phillips. Nu? Da, ăla era, da, venit de la Manchester United, de la Manchester City. Da, bun, dar toți au fost, ăstea sunt nume grele, tată. A venit Park Ji-sung de la Manchester United. Sigur, aveau niște oameni în echipă incredibil, da. NBA, Cissé, acum l-au luat pe Remit. Da. Călin, ce crezi? Asemenea, notul ești ultimul în campionat. Are șanse QPR să se salveze? Pe urmă, ei adună puncte, dar cam puține puncte. De când a venit Redknapp, nu mai merg așa prost, totuși. Ultimele trei etape, de exemplu, n-au pierdut. Aia tot fac egaluri. Dacă te uiți la clasament... Au bătut la Chelsea. Stoke City și Everton au cele mai multe egaluri, nu? Au bătut totuși la Chelsea, să nu uităm. Da, e cam greu cu 15 puncte să te salvezi, nu știu. Da, bun, dar să știi că nu-i departe, deci 15 puncte de Aston Villa. Da, pe etapa viitoare vin ăștia de la City peste ei, deci mai pierd 3 puncte. Așa puțin, dacă la City nu trebuie să dea ăștia înapoi 3 puncte, alea de la finalul sezonului trecut. Aia, nu, că nu s-a făcut așa, stai tu liniștit. S-au luat niște bănuți eventual sau... Da, acum alte. Deci au acasă cu Manchester City acum? Da, e nasol. Nasol, deci tot 15. Tot 15, da. Da. Bată, nu, și ei au șapte atacanți în lot oricum. Da, dar ei sunt legați acum de tot ce mișcă, asta spuneam. Adică tot ce se aude că ar putea să vină în Anglia, la ei s-ar putea să vină. Nu mai au meci cu Swansea în deplasare. Da, am înțeles că ei și United, ei și cu Newcastle sunt echipele care ar aduna orice. Da, ei sunt. Și Newcastle, văd că vrea tot. În Franța, cel puțin, toți jucătorii sunt anunțați la Queen's Park și la Newcastle. Așa e, la Newcastle acum se discută despre Gouffran, ăsta de la Bordeaux, care expiră contractul în vară, ăsta în Biwa, de la Montpellier. În Villa? Nu, în Yanga, în Biwa. Yanga, în Biwa, de la Montpellier, da, așa e. Anul lor este ca și venit, probabil, la Newcastle, se anunță că trebuie să facă doar vizita medicală. Corect, nu, e în Villa, până la urmă nu, merge la Rubin Kazan, că... Da, el are două oferte din Rusia în Villa, de la Zenit și de la Rubin. Se pare că la Rubin ar urma să meargă. Sunt ofertele mai bune pentru club, dar jucătorul vroia în Anglia și acum trebuia să fie convins cu bani de ruși. Yanga Mbiwa ăla e din Republica Centrafricană. E un fundaș central pe care l-a vrut Arsenal și se discuta că ar vrea să-l deturneze chiar acum, pe ultima 100 de metri, dar cred că e cam târziu. Nu, a jucat mijlocaș în repriza a doua sâmbătă cu Marseille. A fost fundaș central în prima și nu știu ce, l-o fi înțepat la pauză pe René Girard, în repriza a doua l-a băgat mijlocaș.
Bă, dar sunt negri. A fost bună expresia lui René Girard la conferința de presă după Marseille-Montpellier sâmbătă. L-a întrebat, prima întrebare asta a fost a unui ziarist. Ați avut meciul în mână, domnul Girard? E adevărat, l-am avut în mână și când s-a terminat l-am avut în cur. Excepțional. Da, genial. A? Păi da, au condus cu 2-1 până minutul 80. Și după aia, ce era în mână s-a dus în cur. Excepțional. E, la asta vreau să spun legat de Arsenal. Sunt negri de furie fanii lui Arsenal pentru că li se duc tot ceea ce li se spunea că ar putea să vină la club. Ăsta, Yang Ambiwa ajunge la Newcastle, probabil. Wilfred Zaha, jucătorul lui Crystal Palace din Liga Secundă, o senzație acum la 20 de ani, o extremă dreapta dintre asta ca și Nani, ca și Walcott din seria asta de jucători. Și ăla se discută că ajunge la United și nu mai ajunge la Arsenal. Sunt praf și pulbere fanii lui Arsenal, văd că nu vine nimeni. S-a discutat de la ei, de la startul perioadei din ianuarie, că vin jucători, că se vor băga bani. S-au luat ochii, n-a fost adus nimic în toată perioada asta din ianuarie. Echipa, uite, se întâlnește cu City, pierde acasă, se întâlnește cu Chelsea, pierde în deplasare. E foarte complicată situația lor și din presa engleză reiese faptul că e deja aproape, sau a recunoscut apropiaților și prietenilor Wenger că se teme că ăsta va fi primul an după 15 sezoane în care să nu mai prindă Champions League. Două secunde, Călin, ne revenim imediat. Apropo, pentru steliști, Ajax s-a dat de pământ cu Feyenoord și s-au văzut iar niște jucători interesanți pe acolo. Poate o fi văzut și Ferguson în meciul. Sper. În orice caz, asta vă spuneam despre QPR, tot cam pe la 15 puncte rămân, pentru că au meci așa, au acasă cu City și cu United în următoarele 3-4 etape, au în deplasare cu Swansea, nu prea văd bine. Băi, vreau să vă spun că acum după mizeria asta pe care au făcut-o Southampton lui Nigel Atkins, chiar aș vrea să retrogradeze echipa, adică să se învețe minte că nu se face așa ceva. L-au dat afară pe ăsta după ce le reușise două promovări consecutive din League One în Championship și în anul următor din Championship în Premier League. L-au dat afară ca să-l aducă pe Pochettino, ăsta debutează de seară și cu în deplasare cu Everton. Spun, aș vrea să retrogradeze Southampton, pe cât de simpatică mi-a fost echipa pentru cum juca cu Nigel Atkins. Acum vreau să se învețe minte și să... E o mizerie absolută ce i s-a întâmplat. Până și fanii vor să protesteze de seară, dar nu se va întâmpla nimic. Asta am urmărit discuțiile englezilor. Bună alegere cu managerul, dar dacă tot vreau o poșețică de asta, puteau să iau una de firmă măcar. Dar am mai spus, este halucinant ce alegere au făcut. Un antrenor care în noiembrie a fost dat afară de la Espanyol, de pe ultimul loc în Spania, și vine acum în Anglia fără să cunoască campionatul, fără să cunoască adversarii, loturile. Vine să ia niște bani. Ce contează? Da? Fără să știe limba engleză. Atenție, el a trebuit să aibă translator la conferința de presă, la prezentare. Deci cum să faci o astfel de alegere? Nu știu, ceva este atât de ciudat. Asta nu e o problemă, Călin, că am mai vorbit despre chestiunea asta, nici Dalglish sau Ferguson nu știu limba engleză. Nu, vreau să vă spun că gluma cea mai bună a englezilor a fost că, sigur, se întâmplase totul după ce făcuse Nigel Atkins 2-2 pe Stamford Bridge, după ce reușise să egaleze după 0-2 la pauză, terminase 2-2. Gluma englezilor fiind, noi n-am știut că Abramovich poate da afară și antrenor de la echipele adverse. Da, ar mai fi ceva de spus despre etapa asta, domnilor, etapa de weekend? Ați vorbit puțin despre Balotelli. Vreau să vă spun că acum știrile de ultim moment spun, vin de la Galliani, vicepreședintele Milan, care a spus că prețul lui Balotelli trebuie să coboare și dacă va coboră, atunci eu mă urc imediat în avion și mă duc la Manchester. Deci aici discutăm despre pretențiile pe care le are Manchester City. Și mai departe, Balotelli, mi-a plăcut foarte mult. Am văzut că e foarte prezent ăsta, agentul de jucători Mino Raiola, al italienilor, care e peste tot în media italiană. Și spune, dacă Balotelli este Mona Lisa, atunci Pogba este Picasso. Deci, da, despre asta discutăm. Despre, eu știu, un transfer care trebuia să se facă poate de multă vreme. Balotelli, dacă tot e cu Milan, trebuia să fie acolo de foarte multă vreme. La City este indezirabil, asta este clar. Doar așa, un fel de copil din ăsta scăpat de sub control, pe care Mancini încearcă să-l dreseze, să nu știu ce să faci, dar nici nu se împacă. Ai văzut că s-au luat de gât și la antrenamente. Nu, e foarte ciudat ce se întâmplă, dar e destul de complicat să te înțelegi financiar cu situația lui Balotelli, atât la salariul lui cât și la ce trebuie să primească City, care a investit bani foarte buni în aducerea lui în Anglia. Așa că
Aici urmează să vedem cum se vor dezvolta tratativele, dar aici suntem cu transferul lui Balotelli momentan. Trebuie să coboare prețul City și mai apoi să vedem ce pretenții de salariu are el. Despre Bundesliga am vrut să zic, Andy, doar două vorbe, și anume că după această etapă inaugurală urmează etapele derbiurilor. În fiecare aproape vom avea câte ceva interesant de văzut. Duminica ce vine, de exemplu, Stuttgart-Bayern München, care este numai un meci de mare tradiție, este derbiul Sudului, cu un palmares foarte interesant. Vom urmări o săptămână mai târziu derbiul etapei Leverkusen-Dortmund, marea dispută pentru locul 2 și 3 în campionat, după care Bayern München va întâlni o săptămână mai târziu Schalke. Adică vreau să spun că etapă de etapă Bundesliga va atrage atenția marelui public, în primul rând prin aceste partide de mare interes, care vor avea sigur și o influență foarte importantă asupra clasamentului. Da, și am văzut că Bayern München va avea un meci cu Stuttgart în deplasare. Că și așa, ăștia doar săptămâna ce vine, da, duminica viitoare. Duminica viitoare, și așa nu stăteau foarte bine cei de la VfB Stuttgart. După cum au început returul, asta le mai trebuie acum o vizită a celor de la Bayern München. Păi, domnilor, acestea fiind zise, dacă nu mai avem ceva de adăugat, eu vă propun să ne auzim în zilele următoare, să mai comentăm știrile venite din Anglia și Germania. Ce spuneți? Da, eu vreau să vă spun oricum, uite, o știre de ultimă oră. Iuliu Mureșan, două puncte ghilimele, ne-am înțeles cu Marseille pentru Sugu. Wow. Deci asta la Dolce Sport, vedem acum pe site-ul Dolce. Așa. Este o ofertă oficială și am ajuns la un acord, mai lipsește doar semnătura jucătorului. Toată lumea vrea acest transfer, noi, Sugu, agenții săi. Marseille e gata să plătească clauza de reziliere a jucătorului, așa că nu este niciun impediment în calea acestui transfer. Da, depinde ce înseamnă asta, ți-am spus. Uite că mai am și eu o știre de ultimă oră. În Germania domină în continuare informațiile practic pe toate site-urile, în toată presa, despre cine? Despre Pep Guardiola. Bineînțeles, el este în continuare în centrul atenției. Și uite, o știre difuzată de Radio Național de Spania spune că Pep Guardiola va aduce doi asistenți la Bayern München de la 1 iulie și unul dintre aceștia nu este altul decât Raul González Blanco, adică Raul, care acum se află în Qatar, la Al Sadd, însă contractul lui expiră la 30 iunie. Raul este un jucător care a evoluat la Schalke, știm bine cu toții, și a fost adulat al tribunelor. Bănuiesc că Guardiola nu întâmplător s-a gândit la acest număr. Da, bună asta, foarte bună informație. Raul, așadar, secundul lui Guardiola. Da, până în vară, oricum, cred că o să avem vreo 57 de jucători spanioli care vor fi trecuți în discuții cu Bayern München. Am văzut deja acum. Deci chiar așa, că ăia nu sunt. Stai, că nu te duci la un club de... Nu, știri care vor sta jucători spanioli de Bayern München. Știrea concretă, Călin, este aceea cu Neymar, cu brazilianul Neymar, și bănuiesc eu că această știre se bazează în primul rând pe o vorba lui Neymar mai de mult, care spunea că ar dori în cariera lui să joace cândva sub conducerea lui Guardiola. Sigur că valoarea de transfer a lui Neymar este la circa 40 de milioane la ora actuală. Bănesc că Bayern ar avea mărunțișul necesar să-l aducă, dar, cum să spun, din nimic se fac știri după știri, informații după informații, așa că zic eu că mai avem încă foarte mult timp ca să vedem dacă aceste vești sunt cât de cât demne de luat în seamă. Da, de asta am zis și eu. Am văzut doi spanioli deja trecuți acolo, Isco de la Malaga, Juan Mata acum de la Chelsea, și a trecut weekendul ăsta ca să aflăm și de Luis Suarez de la Liverpool. Deci cred că până în vară eu refuz să mai vorbesc despre Guardiola la Bayern, pentru că în primul rând e acolo un antrenor care mai are echipa acum, și în al doilea rând cred că până în vară, până să vină el, vom avea atât de multe știri legate de ce jucători ar putea să ajungă la Bayern, încât ne vom plictisi cu toții. Călin, trebuie să-ți dau dreptate, poate că ai putea să te iei de mână cu Philipp Lahm, cu capitanul lui Bayern, care spunea, și citesc textual: trebuie să încetăm să discutăm despre problemele care vor deveni actuale în vară. Aceste speculații și discuții nu servesc nici actualului antrenor, nici celui care va veni, și cu atât mai puțin nouă jucătorilor. Perfect, nici nu m-am așteptat de la Philipp Lahm să facă o declarație atât de deșteaptă, de concludentă pentru situația dată. Excepțional. Mulțumim, domnilor, și pentru informații și pentru comentarii. Ne reauzim
mâine, poimine, în această săptămână mai avem ce discuta. Cu ascultătorii ne auzim oricum și la Narcis de seară, discutând despre toate campionatele, despre... La viața satului. Credeam că la Universitatea... Noi nu suntem la viața satului, suntem la un fel dintre ăsta, la o convenție, un fel la Bruxelles, ca și cum i-am adunat la Bruxelles, știi, vorbesc despre Italia, Germania, vorbi despre Universitatea Craiova, nu? E poiana lui Iocan. Cam așa e, da, așa. Fiecare cu un ziar în mână, internetul, bineînțeles, fiind prezentat în felul ăsta. Da, ăștia pretind aici pe Dolce că OEM ar plăti 3,5 milioane de euro pentru Sugu și că Sugu a câștigat 500 de mii de euro salariu. Da, e posibil să plătească 3,5. Ideea este că dacă CFR-ul a acceptat, să zicem, această plată în 3 sezoane sau în 2 și jumătate, nicio problemă. Deci dacă OEM le dă 1,5 milioane acum și le mai dă la vară 1 milion și le mai dă în iarnă nu știu cât, da, absolut corect, sigur că s-au înțeles. Ideea era că ei nu vreau să dea 3 milioane acum. Da, ăștia dacă au Clujul acceptă o plată eșalonată până când o ajunge la pensie murii, de ce nu? Sigur că e posibil. Da, cred că oricum ți-a stricat ziua. Deci dacă se face, dacă îl vezi prezentat la Marseille... Nu, nu mi-a stricat ziua. Păi stai că în primul rând să te întreb ceva. Unde crezi că ar putea ziua ce Sugu? Adică în locul cui? Că el, bun, vine ca jucător de bandă, am înțeles. Păi dar pe bandă stăm cel mai bine. Deci, ok, a plecat Remi, dar în bandă avem, păi în dreapta avem așa, Giordan, Amalfitano sau eventual chiar Valbuena, deci trei inși, și pe stânga avem Gignac, Andrei Aiu, eventual Valbuena. Deci sunt trei oameni care pot juca și în dreapta și în stânga. Nu-l văd pe Sugu, din păcate. O, dar se zamăgit de tine, oricum, așteptam să ai că reacția lui Claudiu Barbu, care se pusese pe mail-uri telefoane cu Dodel, știi, la Lyon. Da, 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 da. Nu, dar nu, că n-aș fi împotrivă. Până la urmă e un jucător în plus, în efectiv. E bine că din minutul 70 și Sugu avea viteză. Noi n-avem un jucător, deci după plecarea lui Remi, într-adevăr, lipsea genul ăsta de jucători iute, în afară de Giordan Aiu, nu este niciunul care să poată să găsească un spațiu să fugă după ea. Numai că, ți-am spus, să vedem cum se va adapta. Că fuge după ea și cade în nas, n-am făcut nimic. No, eu dacă aud că vine Chiricheș sau Dodel pe la Tottenham, îți spun, în fața stadionului, mă dezbrac, mă încătușez, nu știu, ceva de genul ăsta, face un protest uluitor. Hai să spun și eu, am auzit o bârfă, am citit, de fapt, astăzi. Rafael la Tottenham, ce zici de chestia? Nu, stai liniștit. De Gea la Sim Culoris, următoarea știre, nu? Acum? Unde se vezi? Numai să scăpăm. Bine, băieți, v-am salutat și... Salutăm și ascultătorii, numai bine. La revedere, numai bine. Sport Total FM. În Spania am văzut că Real Madrid a bătut cu 5-0 la Valencia, dar a murit Franco de mult. Cred că mai greu de suportat este faptul că Atletico Madrid e peste ei în clasament și la vreo 7 puncte distanță. Asta e mai greu de digerat. Ia uitați ce am găsit noi. Lista chiriașilor REA PPS, adică regia autonomă a protocolului de stat. Ia să vedem noi cine stă pe bani puțin la stat, fraților. Noi știm de Adrian Severin, de Joana, dar mai sunt și alte nume care nu se justifică niciun fel pe lista asta. Cum ar fi Gabriel Cotabiță. Poate ne explică și nouă cineva ce ăsta a fost funcționar public, a fost politician, a fost ministru, ce Dumnezeu a fost? Ți-am spus, ultima oară l-am văzut intrând aici la WC-ul nostru. Da, și da. N-a mai ieșit. N-a mai ieșit. Dar nu mai știu nimic de el. Sper să se fi împiedicat. Ia uite, mă rog, sunt și numele unor iluștri necunoscuți. Nicolae Șerban, fost ministru, nu știu. Ministru în ce guvernare? 600 de euro pentru 160 de metri pătrați. Frumos. Aflat în litigiu. Mioara Roman, știm, Gelu Voican Voiculescu, Rodica Mandachi, actrița. Vedeți, bă, cum s-au învârtit unii pile să ai până la urmă. Gabriel Cotabiță, Rolea Gușă, soția generalului Gușă, ce nume are Rolea. Alți chiriași mai sunt. Tot printre chiriași se găsesc cântăreța de operă Patricia Seymour, măi frate. Revoluționarul Mihail Montanu. Andrei Alexandru Păunescu, alt nume, Valentin Samungi, fost ministru al
Și mai apare și un fost ministru al minelor din regimul comunist, Irimie Catargiu, îl cheamă. Deci avem miniștri de pe vremea Neanicu, vă, care locuiesc în vilele astea, da, de la rea PPS. Sigur, asta este ceva firesc la noi. Exact așa cum unii au cumpărat terenuri pe nimic și după aia le-au vândut pe zeci de milioane de euro sau de dolari, exact așa s-au învârtit unii cu chestiunea asta. Păi da, n-am prezentat Turcescu în emisiune, l-a sunat pe Joana. 35 de euro plătea chirie Joana pentru o vilă, 10 camere. Da? 35 de euro. O vilă tot așa, luată prin rea PPS. Deci nu avea nici pic de rușine, mă, mie mi-ar fi fost rușine. Să stau în 10 camere, dar atenție, 10 camere, nu de astea, bă, adunate așa. Și camere de-alea, tată, de vilă. Înțelegi? Deci 10 living-uri, e? La asta mă refer, nu cămară, un dormitor, de bara, nu așa ceva. Două holuri de alea strânse unul într-altul, de practic 10 camere făceau cât două. Păi tată, 10 camere uriașe, stătea și plătea 35 de euro, cred că nici nu-i plătea. Să sunt mai ridicolă, cum să dai 35 de euro, prin ce? Păi nu poți să-i plătești. Dar nu o să trimit prin bancă sumă de bani, nici nu-mi ia banca banii ăștia. Ce-i dădea cash, crezi că se ducea cu euro, ținuți așa cu fâșicurile. Ce însemna asta? O bagnotă de 20 de euro și 3 de 5 sau cum? Una de 20, una de 10 și una de 5. Sau venea cu monede? Poate plătea cu monede, Joana. Hai mă, nu se poate. Deci, după aia sigur, de la un anumit timp n-a mai plătit 35, a plătit 100 sau nu știu cât. Ce importanță are. Dar o bătaie de joc. Nu trebuie să ne mire, pentru că așa se fac la noi lucrurile. Sunt oameni care toată viața au trăit. Păi, dar ce? Ăia de ce mănâncă la Palatul Parlamentului cu 100.000 de lei vechi trei feluri? Exact așa e. Sunt niște subvenții. Chip de unde subvenții? Subvențiile cui? Că doar țara n-are niciun ban. Cine subvenționează, de exemplu, masa aleșilor din 90 până acum? Că ei 90 plăteau 50 de bani pe mâncarea aia. Acum plătesc 10 lei noi. Trei feluri. Mai ce vestesc ziariștii când se duc pe acolo? Păi cine plătește, de exemplu, pentru chestia aia? Că vorba lui Bogdan ăsta. Adausul comercial e de 600% la un restaurant sau la o firmă. Da? La ei e minus 600%. Păi de unde în fiecare zi? Astea sunt anomaliile unei țări primitive, unei țări conduse exact ca în Africa. Numai în Africa. Mă, în Africa exact așa e. Deci așa se petrec lucrurile și după aia ne mirăm că noi suntem ultimii la toate cărți. Din motivul ăsta suntem ultimii. Ce au ăia mai cu moți? Din potriva aia, fiind niște privilegiații, ar trebui să plătească mai scump decât oamenii de rând. Nu ar avea ei cele mai mari salarii, dar ar trebui să plătească mai scump. Adică, cum îmi explici tu, de exemplu, că la aeroport, că este un loc, până la urmă, absolut banal, de tranziție dintre o destinație către alta. Ce e aeroportul? Ce are aeroportul, mă, așa special? Mersul cu avionul nu mai este ca în anii 60, când era un lux, într-adevăr, și numai nomenclaturiștii să urcau un avion, sau în anii 70. Astăzi oricine poate să zboare cu avionul. De ce la aeroportul prețurile sunt de 10 ori mai mari ca în oraș, în România? Da? Așa ar fi trebuit să fie și la Casa Poporului. Când mănâncă ăia, să se vadă că e mai scump, nu mie să-mi ia mai mult la o cantină ordinară decât îi ia lui ăla. Dar uite că lucrurile stau exact pe dos. Păi da, uite, Neanicu Văcăroiu plătește 10 milioane pe 200 și ceva de metri pătrați. Da. Deci restul o suportă bugetul statului. Dar de ce mai există atâtea vile de protocol? Ar trebui să existe câteva vile pentru președinție. Ăștia care sunt în funcție, în primul rând, da? Și atât. Restul, sigur că un fost președinte de stat, un fost președinte, are dreptul la o locuință rea PPS. E logic, așa se întâmplă în toate țările. Da? Are dreptul la o locuință, dar nu, atenție, nimic excepțional. Nu trebuie să stea în 10 camere absolut deloc. Că el nu are familie, el are o nevastă și aia trecută, vai de mama ei și atât. Nu are o cucoană care joacă în filme. Da? Deci nu e Megan Fox sau nu știu cine, nevasta unui președinte. E o femeie trecută de prima tinerețe, de obicei, care poate să stea liniștită în două camere. Deci două, hai trei camere. Îi dai, dar mai mult n-ai de ce să-i dai, tată. În rest, nimic. Doar că pentru merite excepționale, la noi nu e cazul. Deci ce dacă ai fost parlamentar? Trebuie să-ți dea statul tot restul vieții tale casă? Până n-ai beneficiat destul în timpul mandatului de tot felul de situații favorabile peste tot pe unde te-ai învârtit? E aiurea, tată, absolut aiurea. Lucruri de genul ăsta n-ar trebui să se întâmple într-o țară.
Da, așa că asta e situația. Ne costă prea mult vilele astea. O suntem o țară atât de bogată încât să ne permitem. Păi ia vedeți, de pildă, Casa Albă, sau mă rog, instituția Casei Albe, cam câte vile de protocol deține. Atunci când primesc un șef de stat... Cum ăia sunt americani, chiar da, dacă deține treaba lor. N-au atâtea. Sigur, nu. Noi nu ne permitem, bă. N-au atâtea, că sunt mult mai pragmatici, n-au nevoie, da? Așa ar trebui și noi, să avem pentru președinție câteva case, pentru foștii președinți, da, pentru cei aflați în funcție și restul la vânzare, tăticule. Păi, de ce-ți le întreții? Sigur. Cum să-l ții, mă, pe Cotabiță într-un apartament de lux? Al rea PPS-ului. Dar ce a făcut ăsta? El a cântat, stai puțin, el a cântat pentru el. Nu este un bun național. Păi da. Deci el nu este Mihai Eminescu sau Caragiale. Hai să zici că într-adevăr sunt cunoscuți. Cine cunoaște pe Cotabiță, mă, în afara țării? Și în țară el a cântat pentru el. Stai puțin, au fost banii lui. El n-a cântat pentru stat. El nu era angajat la stat. Așa că ce vrei? Da, anomaliile astea or să rămână. Ce anomalie mai mare vezi decât aia cu fostul ministru al minelor de pe vremea lui Neanicu? Deci un securist, un activist de partid, un nenorocit care stă în continuare într-o locuință de protocol și plătește 2 lei. Asta mi se pare chiar deci, caragios. Cât ar da pe Gazeta Sporturilor de pe casă? Da, cam așa ceva. Unii dintre ei spun, păi stai domne, că noi plătim chirie, uite, eu plătesc 400 de euro. Păi da, dar ce fel de locuință e aia? Și unde este situată? Chiria, de pildă, pe Bulevardul Chiselef, pe unde sunt vilele rea PPS-ului, și nu numai, și pe Bulevardul Aviatorilor, chiria unui apartament, nu a unei vile întregi, se duce binișor în 2, 3, 4 mii de euro. Știu asta, de pildă, că am fost odată la un cabinet de ăsta medical, de acolo, și îmi spunea ăla. Și doamne, mă mut, că nu mai n-am cum, au crescut chiriile în zona, acum cere proprietarul 1500. Ăsta avea demisolul, cel care parterul unei vile. Mă mut de aici că nu se mai poate. Deci nu 400 de euro ar trebui să fie chiria. Restul suportăm noi. Deci, mă rog, suportă bugetul statului până la urmă. De asta nu e normal. Așa că nu-i mai credeți cu vrăja asta. Păi domnule, eu plătesc 600. Dacă plătește 600, înseamnă că ar trebui să plătească 6000 acolo, că așa-s calculate prețurile astea. Nu merită, tată, stai un pic, că tu n-ai făcut nimic pentru România ca să meriți un asemenea serviciu. N-ai fost șeful statului, nu ne-ai reprezentat nicăieri, du-te încolo. E Cotabiță n-are bani, vrei să zici? Să-și permită să locuiască într-un apartament ăsta normal? Să plătească de chirie? Ba, dacă îl caut, fac pariu că îi găsesc proprietăți. Și în București și în țară. Destule. Ăștia au câștigat bani grei. Așa că să ne lase cu chestiunea asta. Ah, că era un fost campion, multiplu medaliat. Uite, Ivan Pațaichin, de ce nu stă într-o locuință rea PPS? A adus o căruță de medalii. Da, pentru ăștia corect. Oameni care au, într-adevăr, au câștigat ceva. Nu, el stă în casa lui pe. Stai da. Un pic, adică merită Cotabiță și Pațaichin. Ai și dreptul ăsta, ai și dreptul ăsta să stai în casa ta, dacă vrei. Nu ești obligat să stai cu ei. Dar, într-adevăr, pentru ăștia poți să faci o excepție, oameni care au reprezentat ceva. Dar nu s-au făcut de râs. No. Da, și au avut și o viață exemplară. E altceva, pe. Sigur. Ce facem aici? Poți să le pui la dispoziție unor sportivi de ăștia de legendă, într-adevăr. Păi uite că nu-i niciunul. Nu, lui Horia Tecău. Păi da, nu. Horia Tecău n-ai de ce să-i pui. Da? Dar nici n-are nevoie. Nu, no, n-are nevoie că este cu Andreea Raicu. Da, așa, în situații excepționale, da, poți să găsești 10 sportivi la nivelul țării de-a lungul timpului cărora să le dai o locuință. Dacă, într-adevăr, oamenii au nevoie, dacă au o moștenire de la bunica, mătușa, nu știu care, și au o casă la țară, nu o să stea în vila respectivă. Da, ai putea să faci un gest. În rest, sigur că și oameni care, într-adevăr, să merită. Ce, ai vreun candidat la premiul Nobel? Ai vreunul care ți-a făcut vreo descoperire, nu știu ce, este vreun Dumnezeu în vreun domeniu? Sigur, îi poți oferi la o anumită vârstă așa ceva, dar trebuie să fii selectiv asta. Nu le dai ca stelele alea pe alea artiștilor. Da? Mai sunt încă 2 săptămâni și o să primească toți actorii din toate timpurile câte astea. Balea artiștilor, așa la noi. Da? A ajuns acum Stella Popescu, dacă n-a primit, primește în curând și ea și Arșinel. Da? Și după care o să treacă la ăștia, la Abraham Burica, la Tili Nicolae, ăștia o să vină la stele, că nu mai sunt actori, le-au dat deja la toți. E, nu chiar așa, că totuși trebuie făcut o selecție, să existe o logică în chestiunea asta. Sigur că nu va fi niciodată, că altfel nu ne-am chemat România. Urmează Sport și Legendă la Sport Total FM, Prosfătură, o emisiune care a început săptămâna trecută, moderată de Viorel Crăciun și Andrei Voi, cu invitată Carmen Tocală. Rămâneți pe
frecvențele noastre din București și din țară. După care începe și emisiunea dedicată Universității Craiova, evident, Fluier final cu Narcis Drejan. Este singura echipă de fotbal din lume care nu mai există și care are emisiune. Are emisiune, da. Să aveți o zi bună. Am mai cunoscut eu șangajul eu șananundana, eu hristina șanskino, tu eu șajil, juni eu șanana, nehmele tegegotane langa din.